Cum vi se pare faptul că a fost inițiată o petiție online prin care se cere înăsprirea pedepselor pentru minorii implicați în incidente violente? Mi se pare o idee bună, pentru că nu cred că i-ar conveni la nicio mamă sau bunică să-și vadă nepotul sau copilul bătut și să stai cu mâinile sâns și să nu poți să faci nimic. În ultima perioadă, pe raza județului Alba, au fost înregistrate două agresiuni între minori. Agresiunile au avut loc în aceeași dată în localitatea Cugir. În ambele cazuri s-a înregistrat dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În actualul cod penal intrat în vigoare la 1 februarie 2014, lovirea și alte violențe, paradoxal, deși se spunea că e un cod al infractorilor, că e menit să-i ajute pe alții să aibă pedepse mai blânde, nu. Dimpotrivă, este mai aspru pedepsită această infracțiune de lovire și alte violențe vis-a-vis de vechiul cod penal intrat în vigoare din anul 1968. Bineînțeles, în caz de participație, când participă mai multe persoane, în caz de concurs de infracțiuni, sunt regimuri sancționatoare diferite, mai aspre, e un cumul de pedeapsă mai mare vis-a-vis de vechiul cod, dar nu putem spune că pedepsele actuale, în general, sunt pedepse mult atenuate, ci, de la caz la caz, fiecare pedeapsă are particularitatea ei. Și bineînțeles și aici rămâne și judecătorul să aprecieze în funcție și de starea de fapt, de mobilul ce l-a determinat, de conduita acestuia, de faptul dacă recunoaște sau nu recunoaște. Avem instituții într-adevăr noi, amânarea executării pedepsei, renunțarea la aplicarea pedepsei, chiar și în caz de concurs de infracțiuni, dar până la anumită limită, vine codul penal actual cu oarecum un stimul față de persoanele certate cu legea sau care vor să transgreseze legea penală. În cel de-al doilea dosar penal s-a luat măsura reținerii față de un minor de 16 ani. În cauze au fost solicitate instituțiilor abilitate evaluări în ceea ce privește comportamentul minorilor. Cercetările sunt în curs de desfășurare. Și aceste pedepse, da, sunt aplicabile și la minori. Bineînțeles, regimul sancționator este mai blând față de aceștia. Fiind mamă, cred că este o idee foarte bună. Trebuie aplicată de mult timp. De ce? Pentru că am copil și la școală și o stau tot timpul cu teama că se poate întâmpla, tot timpul întreb dacă are probleme cu cei mari, că au mai fost cazuri. Și da, sunt de acord. Față de minorii între 14 și 18 ani, regula e că nu se iau măsuri privative de libertate. Se iau măsuri educative. Cu anumite excepții. Dacă într-adevăr a mai săvârșit o faptă, este în stare, adică nu se putem spune în stare de recidivă, dar a mai săvârșit o faptă penală, a mai fost condamnată anterior sau este o pedeapsă pentru infracțiunea săvârșită mai mare de 7 ani, sigur că atunci se pot lua aceste măsuri privative de libertate, dar regula este că se aplică o măsură educativă. Internarea într-un centru medical, institut educativ, depinde de la caz la caz. Acum poate să aibă probleme și de natură medicală, psihică. Păi fac ceva cu ei, să se învețe minte, păi da, pe cuvântul meu. Aici trebuie să privim fiecare caz particular cu atentă minuțiozitate, pentru că e vorba și de familiile acestora, în ce familie, în ce mediu a crescut. Dacă a avut un tată care a fost certat cu legea, sigur că minorul acesta este din start propulsat pe calea infracționalității și atunci a trebuit internat într-un centru educativ și a dus pe calea cea bună și a apelat la psihologi. Este și legea 272 din 2004 privind drepturile și protecția minorilor aflat în dificultate, lege care, din păcate, se aplică tot mai rar și care este oarecum ignorată. Cum ar fi trebuit să fie pedepsiți minorii în asemenea situații? Minorii, dacă sunt foarte mici, eu știu, până în 7-8 ani, pedepsiți ce le place lor, desene sau joc sau telefon sau eu știu alte, nu le mai dai în mână, le pedepsești, sau dacă nu îi lași afară, sau dacă sunt mai mari, aici deja intervin cei competenți, școala de corecție, eu știu. Nu știu, la
dacă mai sunt școli de corecție, nu știu, vorbit cu ei, duși la un psiholog, nu știu, mai multe, cred că, nu știu, vorbit cu părinții care au părinți. După părerea dumneavoastră, ar fi bine o îmbunătățire a pedepselor pentru minorii care săvârșesc acte cu violență? Acum, dacă e să luăm așa, minorul, teoretic, până la 14 ani, nu are discernământ. După 14 ani, se consideră că are discernământ și răspunde penal. Nu putem să-l, pe minor, să-l pedepsim în aceeași manieră ca și cum îl pedepsim pe un adult care are discernământul deja format. Acum, părerea mea este că, sigur, există sincope în codul penal și mai există locuri unde se mai poate îmbunătăți, modifica, dar acum trebuie să ne punem și în tabăra cealaltă. Sigur, o persoană vătămată dorește să fie cât mai aspru sancționat și să se modifice codul penal cât mai aspru. Dar dacă te gândești și pe cealaltă tabără, poate acel minor n-a avut de unde să învețe, n-are cei 7 ani de acasă, cum spune românul, și atunci ce vină are el? Deci aici ar trebui organele abilitate, un psiholog care e specializat pe așa ceva, să-l propulseze pe calea cea dreaptă și dacă vedem că nu există tendințe de reintegrare, atunci să luăm măsuri mai aspre. Credeți că pleacă și din familie această violență la minori? Și din familie, cred. Și de la prieteni, din ce am văzut, anturajul. Părerea mea, da. Este. De ce? Pentru că un copil întotdeauna își copiază părintele. Dacă părinții fac la fel, părerea mea este că și copilul face la fel. Sau dacă părintele zice nu-i voie, nu-i voie sau nu ăsta, nu cred că copilul face, dacă părintele intervine când vede că face vreo faptă rea. Ce se întâmplă cu minorii care nu au 14 ani și nu se încadrează în răspunderea penală? Ce trebuie să știe telespectatorii, că minorii care nu au 14 ani, într-adevăr, nu răspund penal dânsii, dar răspund contravențional sau, după caz, civil, din punct de vedere al despăgubirilor, răspund părinții, pentru că e vorba de atragerea răspunderii părintelui pentru faptele comise de copii minori. Și răspund pecuniar. Oricum, aceștia vor fi automat introduși în procesul penal, pentru că trebuie să asiste minorul, care nu are, sigur, discernământ sau capacitate de exercițiu sau depinde de folosință, și se va formula, bănuiesc că se va formula în astfel de cazuri o pretenție civilă, este vorba de acea acțiune civilă care se poate formula până la primul termen de judecată și sigur că vor răspunde părinții pecuniar și știți cum e, când ajunge și la buzunar, până la urmă e tot o răspundere și asta. Ce cereți prin această petiție? Aș dori schimbarea legilor în ceea ce privește pedepsele aplicate minorilor. Mi se par foarte permisive. Și, nu. De ce ați inițiat-o? Pentru dreptate. Vreau să-i facă dreptate, vreau să nu se mai întâmple așa ceva niciodată. Nimeni, niciun copil nu merită așa ceva. Și sper și cred că se poate schimba ceva. Credeți că această petiție este de ajuns? Nu, dar măcar încercăm. Tot ce-mi stă putință o să fac. Asta pleacă din familie, așa cum am mai declarat. Părinții trebuie să fie foarte atenți la educația copiilor, trebuie să fie foarte atenți la cercurile în care se învârt copiii, trebuie să își duce copiii înspre bine. Nu, hai, te ferici, lasă, ești fată, bine ai făcut. Nu există așa ceva. Fiecare își face legea, e libertate. Interpretăm libertatea anapoda.